Deputatul de Maramureș al Partidului Mișcarea Populară, Adrian Todoran, care este și membru în Comisia Parlamentară de Anchetă a Camerei Deputaților și Senatului pentru verificarea posibilei implicări a Serviciului de Protecție și Pază în activitatea unor partide politice și în activitatea unor lideri ai acestor partide, este de părere că tandemul Dragnea-Tăriceanu este unul nociv. În mai puțin de 2 ani, spune el, Liviu Dragnea a reușit să schimbe inclusiv codul penal, dezincriminând abuzul în serviciu, iar Călin Popescu-Tăriceanu a acuzat că a fost supravegheat și interceptat de serviciile statului timp de 7 ani, dar nu a fost informat în această privință. De aceea crede că trebuie făcută curățenie în aceste servicii ale statului care deranjează puterea. Săptămâna trecută a fost rândul Serviciului de Protecție și Pază, adjunctul instituției fiind audiat de Comisia de Control constituită la nivelul Parlamentului. De la începutul acestei comisii speciale, Comisia de Anchetă SPP, am fost vehement împotriva înființării, deoarece în România trebuie înființate comisii. De ce nu avem autostrăzi în România după 27 de ani? De ce condițiile din spitale sunt în foarte multe locuri sub orice critică? Nu o comisie care pur și simplu nu este eficientă pentru români. Se vede clar că această comisie este cu o dedicație de a arunca o pată neagră asupra serviciului de pază și protecție. Chiar dacă în orice domeniu mai există scăpări, deputatul maramureșan spune că nu se poate arunca o pată neagră asupra întregului serviciu de pază și protecție. Încă un lucru, vreau să vă spun faptul că în această comisie, fiind membru acestei comisii, se văd clar faptul că colegii mei din PSD și ALDE vin cu bilețelele gata scrise, cu întrebări capcană pentru cei pe care îi audiem. Se vede rea intenție a celor de la guvernare și se vede rea credința de a încerca să se afle adevărul sau, mai mult decât atât, să se vadă și să demonstreze că este ineficientă această comisie. Adrian Todoran este de părere că în anul centenarului instituțiile statului trebuie să fie unite, nu dezbinate. Românii trebuie să fie încrezători în statul pentru care generații la rând și-au dat viața, iar la noi este de fapt invers.